Zi neagră în istoria umanității. Astăzi se împlinesc 38 de ani de la cel mai grav accident nuclear civil. În data de 26 aprilie 1986, la ora 1:23, a explodat reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobâl, deflagrație care a aruncat în aer acoperișul de peste 1000 de tone, iar 190 de tone de substanțe radioactive au ajuns direct în atmosferă. Din acel moment, știința a oferit o altă întorsătură gravă. Puțini au fost cei care au știut inițial ce s-a întâmplat, deoarece abia la 36 de ore de la deflagrație au început evacuările din Pripyat, oraș cu 50.000 de locuitori situat în apropierea centralei. Grav a fost și că în mai puțin de două zile norul radioactiv de 200 ori mai puternic decât bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki a cuprins tot nordul Europei. Ulterior, pentru lichidarea consecințelor au fost mobilizați peste 800.000 de oameni. 56 au murit imediat sau în lunile care au urmat, iar pentru alte sute de mii destinul s-a schimbat într-o clipă și pentru totdeauna. Bilanțul catastrofei a fost și este unul destul de dramatic, inclusiv pentru Moldova, potrivit datelor din cei 3550 de conaționali de-ai noștri care au participat la înlăturarea urmărilor tragediei, circa 1200 au decedat. Din cei peste 2000 rămași în viață, aproape toți suferă de diferite dizabilități, iar marea majoritate a urmașilor cernobâliștilor au moștenit un șir de maladii grave.